Bună ziua și bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii din Arhiva TVR. Astăzi vom încerca să dezvăluim tainele unui actor care are acel talent magic, inefabil, de a aduce zâmbetul pe chipul oricărui om care îl ascultă. Un actor care și-a dorit atât de mult să apară în fața publicului și să-i dăruie ceva din prea plinul său sufletesc, încât nu a precupețit niciun efort. Eu mi-am dorit tot timpul să fac această meserie. M-am chinuit destul de mult, adică am dat de vreo 9 ore exameni până am intrat la facultate. Am pierdut, să zicem, un deceniu, tot dând examen de admitere, mărturisește actorul într-un interviu. A absolvit Academia de Teatru și Film din București în 1989 la clasa profesorului Dan Rădulescu și a debutat în același an pe scena Teatrului Radu Stanca din Sibiu cu spectacolul Noaptea Marilor Speranțe de Tudor Popescu, regizat de Silviu Purcărete. Și de atunci, scena Teatrului Național i-a fost a doua casă. A jucat în spectacole precum Portarul, Un ucigaș, un crainic, Dineu cu proști sau Comedia norilor. A debutat în film în 1988 cu pelicula Secretul armei secrete, regizată de Alexandru Tatos, iar Poker sau Nunta mută sunt doar câteva dintre filmele în care s-a remarcat. Acceptă provocarea de a juca și în filme străine, dar și în producții de televiziune, așa cum au fost La Urgență sau Valsul Lebedelor. Îi place să spună bancuri, recită cu talent din poezia română și străină, este o fire jovială și plină de viață. Nu am nimic în mod special decât darul pe care mi l-a dat Dumnezeu, să fac oamenii să râdă. De multe ori mă mir de ce râde lumea, poate de asta râde în continuare, mărturisește Alexandru Bindea, cel căruia este dedicată ediția de astăzi a emisiunii noastre. Îl vom revedea într-un fragment din Războiul domnului de Beaumarchais, scenariul și regia Constantin Dicu. Sire! Regina vrea să-mi comunice ceva? E în legătură cu ziua voastră de naștere. Ah, s-a și apropiat. Peste câteva zile, întreaga Franță va fi în sărbătoare. Mă bucură vestea, cu atât mai mult când vine din partea reginei noastre. Ar fi vorba totuși de o mică schimbare de program. V-aș propune să se înceapă cu inaugurarea noului teatru Trianon. Înaintea tuturor festivităților, doamna mea, și anume cu ce reprezentație? M-am consultat și cu intendentul curții și v-am propune piesa lui Monsieur de Beaumarchais, Bărbierul din Sevilla. Doamnă, nu iubesc nici piesa, nici autorul. Totuși, sire, e un mare dramaturg și piesa nu înțeleg să vă fi supărat. Ați auzit ceva rău despre ea? Mă rog, mai gândiți-vă. Atunci rămâne stabilit, pe 23 se joacă Bărbierul. Glumiți, sper. Ale, fire? Ale? Hop! Hop! Maestate? Doamne, sunt la ora de lupte. Sire, avem de discutat o chestiune. Urgentă? Timpul nu așteaptă. Da. Și domnul tot cu aceeași urgență? Tot, sire. Ascult, dar scurt. Azi sunt în formă. Sire, Monsieur de Beaumarchais a scris o piesă nouă. Și asta e urgența, doamna mea? Eu așa am crezut. Da, și? Se pare că este foarte reușită, sire. La Teatrul Francez, piesa e socotită cea mai bună comedie a epocii. Actorii înclină tot timpul spre exagerare. Oamenii mei mi-au spus că piesa lui Monsieur de... Beaumarchais. E necuvincioasă. Oamenii maestății voastre înclină tot timpul spre exagerare. Nu se poate. Doamnă, Monsieur Lenoir a citit-o și a respins-o. Sunt convinsă că n-a înțeles chiar totul. Și atunci a respins-o, era mai simplu. De altfel știu că aveți unele dubii asupra gustului domnului Lenoir. Sire, eu cred că ar fi bine să acceptăm să ni se citească comedia. Pare a fi ceva
Foarte interesant. Și apoi, sire, domnul Lenoir este de obicei prea prudent. Am puțin timp, Toanet. Războiul. Lui, aș dori să mi se citească comedia și n-aș vrea să o ascult singură. Fă-mi, te rog, plăcerea asta. Lui, cred că domnul de Beaumarchais personal va fi fericit să ne-o citească. Nu vreau ca acest om să ne citească ceva. Nu-i nimic. Atunci să ne citească alții piesa. De exemplu, marchizul de Vaudreuil și actrița aceea lor, Desire. Doamnă, sunt la ora de lupte. Trebuie să vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră de a fi alături de noi în această după-amiază și de a ne permite să intrăm tiptil în viața dumneavoastră, așa cum telespectatorii noștri au vrut să o facem, pentru că trebuie să recunoaștem că ei ne-au scris cerându-ne să veniți în fața lor, tocmai pentru a afla câte ceva din ceea ce presupune viața dumneavoastră dincolo de scenă. Eu vă mulțumesc foarte mult și, cum ați spus dumneavoastră acolo, că Teatrul Național este o a doua casă, televiziunea română este pentru mine, dacă Teatrul Național e la numărul 2, e la numărul 2 bis. Nu e la numărul 3. Țin foarte mult la lucrul ăsta și întotdeauna m-am bucurat să vin la televiziunea română. În ultimul timp, din ce în ce mai rar am avut bucuria asta, dar nu e niciun lucru rău. Și m-a bucurat foarte mult să revăd fragmentul ăsta, care, pe care nu l-am mai revăzut de foarte mult timp și care mi-a adus puțin zâmbet. Mă gândesc la colegul meu, Radu Duda, căruia acum trebuie să îi adresăm alt titlu decât... Dar mă rog, noi am fost și colegi cu el și este o persoană încântătoare, pot să vă spun. Dacă ne gândim la începuturile dumneavoastră, în prezentarea pe care am citit-o la începutul emisiunii, din prezentare am aflat că ați dat de 9 ori examen la teatru. De ce? De unde această pasiune pentru teatru și această stăruință în a încerca să... O să vă spun, câteodată glumeam și fetița mea și soția mi-au spus să nu mai glumesc așa. Le-am spus pentru că nu mi-a plăcut cartea. De asta și să știți că un mic adevăr există. E o profesie grea, e o profesie care cere foarte multe sacrificii, dar nu o consider atât de grea pe cât, să spunem, medicina sau, eu știu, pedagogia. Adică pentru mine persoanele care sunt medici sau care sunt profesori sunt cele mai stimate. Eu cel puțin pe aceste persoane le stimez cel mai mult și mi-aș fi dorit să fiu și eu medic sau profesor, dar probabil că ar fi trebuit să învăț mai mult. Aici dar ați fost vreodată tentat să alegeți altceva? Mă gândesc în adolescență. Să știți că eu am terminat un liceu cu predare în limba italiană și prima dată, primul gând a fost să mă fac profesor de limba italiană. Dar pe vremea aceea examenul era din 2 în 2 ani, pentru că nu erau foarte multe cereri ca acum de limba italiană. Acum tot poporul român vorbește limba italiană. Și am fost în 76 când am terminat eu, nu se dădea examen la italiană. Un vecin de bloc mi-a spus, băi, tu faci lumea să râdă și așa, ar fi bine să dai la teatru, să ceri să te faci actor. Și am fost la unul dintre cei mai mari pedagogi de teatru pe care i-a avut țara românească și îl numesc pe Petrică Gheorghiu, Dumnezeu să-l ierte, care a avut elevi de la Ion Caramitru și Florian Pitiș până la Ștefan Bănică junior, Florin Piersic junior, Daniela Nane. Deci vă dați seama ce diferență mare de generații.
El mi-a spus că, zice, m-am prezentat și ce știa eu, poezie? Zic, ce știam? Un fragment din scrisoarea a treia, ăla cu bătălia, clasic, pe care îl învățasem la școală. Și domnule, zice, ai avea ceva, ai așa o moacă, dar să vedem dacă merge. Și am prins gustul teatrului de la dumnealui, care după momentele când se supăra pe mine obișnuia să-mi spună: Sandule, cine ți-a zis ție să dai la teatru? Și spuneam: dumneavoastră, doamnă Gheorghiu. Că nu mai avea. Și așa a început. Am avut niște dascăli minunați. L-am numit pe Petrică Gheorghiu, pe Nicolae Iliescu, cu ajutorul căruia am intrat la institut, pentru că a găsit exact ce-mi trebuia ca să intru la institut. Eu eram un gen de actor. Nu eram un actor blond cu ochii albaștri ca să fiu remarcat din prima. Și atunci ar fi trebuit să fiu remarcat dacă partitura respectivă v-ar fi avantajat. El a ghicit perfect și îi mulțumesc, am să-i mulțumesc toată viața mea. El a ghicit perfect ceea ce îmi trebuie. Și să știți că și acum am fost obișnuit să avem idoli, noi, generația noastră. Și acum vorbesc cu dumnealui, câteodată îi cer sfatul, îl întreb dacă a văzut ceva cu un spectacol cu mine, dacă i-a plăcut. Și acum știu tot ce m-a învățat dumnealui, adică să las fruntea liberă și mă controlez să nu încrunt fruntea, gesturile cât mai economice, lucru care m-a învățat și profesorul meu Demrădulescu. De asta vă spun, am avut niște dascăli minunați, iar cărora le mulțumesc din tot sufletul meu. Iar Demrădulescu, în afară de a ne învăța meseria de actor, să spunem trucuri sau lucruri care țin strict de meserie, ne-a învățat în primul rând să fim caractere, să fim oameni, să fim punctuali. Nu știu dacă am reușit, dar cel puțin dumnealui a încercat. Acum depinde de noi dacă o să-i urmăm sfatul. Dar este un lucru extraordinar să reușești să ai de la cine să înveți. Da, e mare lucru. Și e mare lucru pentru un student la teatru să aibă profesor un actor sau, mă rog, care și profesează meseria, pe care să-l și poată vedea jucând. Pentru că așa, din povești, pot spune mulți, dar trebuie să-l și vezi ca să crezi într-adevăr în el. Or, noi, cel puțin la cursurile lui Demrădulescu, acelea nu erau cursuri. Era o distracție continuă, dar continuă, din care cine înțelegea ce trebuie, înțelegea cu adevărat meseria. Adică dânsul, felul de a ne preda, să spunem, meseria, dumnealui juca tot timpul un rol, juca o piesă cu noi. Era ceva extraordinar. Nici nu simțeai că înveți. Pe urmă, în timp, în teatru, m-am gândit, zic, băi, lucrul ăsta mi l-a spus și domn profesor, și cu tare, și cu tare, să nu ne lovim de mese, să nu atingem mesele, scaunele, să nu facem gesturi paralele, cum vedeți, foarte mulți fac, să nu facem gestul ăsta cu degetul, o să urmăriți actori cum îl fac, sau gestul, ne-a spus, pe care enumerarea pe care numai actorul român o face. Am fost în piață și am cumpărat roșii, castraveți, morcovi și cutare. Numai actorul român face lucrul ăsta. Nu o să vezi niciodată un actor străin care face aceste gesturi. Lucrurile astea le-am învățat de la Demrădulescu. Meseria de actor se învață sau se fură? E un clișeu ăsta că se fură. Sigur că se și fură. Adică trebuie să ai și spirit de observație, să-ți fie mintea acolo ca să furi, să ai și de la cine fura, că nu-l furi pe om, un om sărman în trolebuz. Tot dumnealui ne spunea că, dragă, ăștia, i-ați văzut până trolebuze, ăștia care se țin de buzunare, și ăștia sunt de fapt niște hoți, pentru că ei se gândesc cum ar fi ei, că, cum ar fura ei. Omul cinstit nu are grijă, pentru că el nu se gândește că poate fi furat. Omul cinstit stă liber. Numai hoțul să pipă, iau-le, mai am portofelul, mai am ăsta, mai fac. Propun să ne oprim pentru câteva clipe aici cu discuția, pentru a revedea un alt fragment, de data aceasta din Locomotiva. Coste, ție-ți plac băuturile tari? Băuturi tari? M-aș mira să nu-ți placă.
Da bine, atunci deschide două sticle. Nu, Sonișca, în ceea ce mă privește, tu știi că eu... Dar nu pentru tine, pentru Costia. Minimum. Iartă-mă, am uitat. Sper că nu deranji. Poftim? Sper că nu deranji. Nu, 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 nu. Deloc, deloc. Privește-ai la meci de rugby? Ce spui, dumneata? Privește-ai la meci de rugby? Da, privește-am. Da, să știi că îmi face mare plăcere să stau puțin de vorbă cu dumneata. Bravo, bravo, bravo. După părerea mea, e un coniac foarte bun. Poftim. Bun aparte. Cum? Bun aparte. Napoleon. Da. Mulțumesc, invitat, luat masa la voi. Foarte impresionat. Da, lasă, lasă, lasă. Doar e vorba de o întâmplare extraordinară. Necrezibil. Să regăsește eu Sonia Ivanovna după 40 ani. Necrezibil. Da, într-adevăr, este vorba de o poveste minunată. Poveste foarte minunat. Maroc. Vrei să spui noroc, nu? Da. Mă rog. Te rog. Și tu? A, nu, 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 eu beau într-un rind mai lent. Caniejna, caniejna! Da, da, dar nu trebuie să te iei după mine. Caniejna, asta trebuie să fie. Sănătate! Să-ți mai torn? Mai târziu. Mă rog. Sonia foarte agitat în dimineața asta, extraordinar agitat. Da, și tu ești agitat. Da, și eu la fel, Sonia la fel de frumos. Spui că Sonia este la fel de frumos și eu spun că ești amabil. Da? De ce? Pentru că faci un compliment soției mele și eu îți mulțumesc. A, da! Soție la tine în clipa aceasta! Da, 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 e o clipă care ține de 43 de ani. Dacă mergem mai departe de unde ne-am oprit, care a fost rolul cel mai apropiat de sufletul dumneavoastră? Vreau să remarc două lucruri. Ați văzut primul fragment? Era un teatru TV. Dacă ați văzut, mijloacele erau mai reținute. Ce am văzut în al doilea fragment, ca să și explicăm așa puțin, era un teatru filmat. Mijloacele erau cele ale teatrului. Nu mai erau mijloacele televiziunii. Pentru că aici e un lucru mai ciudat. Era un spectacol preluat de televiziunea română de la Teatrul Național, unde am avut plăcerea să joc alături de Damian Crișmaru și, nu în ultimul rând, de Carmen Stănescu, care pentru mine dânsa înseamnă Zoe Trahanache. Eu mi-am dorit întotdeauna să joc Caragiale. Și atunci m-am simțit că joc Tipătescu, că joc Cațavencu, că joc nu știu ce, orice altceva în afară de piesa pe care o jucam. Faptul că jucam lângă Zoe Trahanache. Am avut plăcerea în anul care a trecut să-i avem invitații în cadrul emisiunii și într-adevăr au fost niște prezențe extraordinare. Fermecător. Și sunt niște domnul oameni Damian extraordinari. Este un cozor, un ceva, o plăcere să-l asculți. Doamna Carmen e doamna Carmen. Vă închipuiți campioană la tir și așa ceva, când e ceva cu totul aparte și mă bucur că am putut să o cunosc și să joc alături de dumneai. M-ați întrebat de rol. Ce rol mi-a plăcut? Rolul care mi-a plăcut cel mai mult
nu l-am jucat încă. Mi-aș fi dorit să joc, mi-aș fi dorit să joc revizorul, am trecut vârsta. Acum mi-aș dori să joc un personaj de, din Caragiale. Anul ăsta este și un an mai special. Se împlinesc 100 de ani de la moartea lui Caragiale. Și așa cum îi spun întotdeauna și fetiței mele, pentru mine Caragiale și Eminescu sunt sfinți, adică nu știu cum să vă spun. Pe de altă parte, observăm în fiecare zi în jurul nostru situații desprinse din Caragiale. Tocmai. Și tocmai de aceea tocmai nu ne mirăm să constatăm geniul pe care l-a avut la vremea respectivă, intuind tipologiile umane, pentru că... Și din Eminescu să știți că observăm, cu ai noștri tineri la Paris învață și tot felul. Vedeți, nu numai... Da, asta înseamnă geniu. Asta înseamnă geniu, este peren. Nu are nevoie de adaptare. Geniu nu are nevoie să-l... Caragiale, după părerea mea, să mă ierte colegii mei regizori, nu are nevoie să fie modernizat, să fie actualizat. Ce să actualizezi la Caragiale? Să vorbim cu telefoanele mobile? Da, nu mai pierdem scrisoare, pierdem telefonul și găsim SMS-urile în telefon. Da, da. Neștiind cum să faci Caragiale adevărat și frumos, trebuie să-i găsești o chichiță, să te scarpine așa la urechea asta, nu așa. Atunci lumea zice, vai ce interesant, vai ce abordare specială, adică ce specială? Niște lucruri clare acolo. Cred că o să vă facă plăcere fragmentul următor, pentru că trebuie să recunoaștem că a fost pe nepregătite această surpriză, pentru că vom revedea un fragment din Dale Carnavalului. Dar și până acum, să știți, mi-a făcut foarte mare plăcere materialele pe care le-am văzut. Ați ales, e prima dată când mi se întâmplă și nu vă fac un compliment, să particip la o emisiune în care să fie alese niște materiale pe gustul meu. Așa o ține într-una. Ha? Ce goană! Ce goană nebună, Doamne! Doamne, isprăvește odată istoria asta. Sunt 5 după 12 și mă leșin de somn, dar în picioarele. Dacă... Ai văzut, domnule, că nu suntem pungași? Stăpânul Dumitale, domnule, în persoane ascunse la secție. A? Așa e, domnule Crăcălan. Mă cheamă Crăcălan! Mă cheamă Machera Zachescu. Foarte ură din partea Dumitale, domnule, să te porți astfel cu noi. Noi venisem aici pentru Bibicu, nu pentru ce credeai dumneata. A? Nu avem de un astfel caracterul. Să găsești noaptea dinspre ziua... La dumneata în prăvălie. Eu n-am prăvălie, domnule. Eu nu sunt cupeț, sunt particoler. Dar zic ai să găsești trei necunoscuți. Așa e, că bine zici, trei. Ce s-a făcut cu ăla micu? Care? Urâtul. Care? Părâtul. Fratele, n-am cu de la plăiești, bogasierul. Păi de ce l-a luat la secție? Pe semne că a fugit ca un laș. Ca un laș. Ca un laș. Lașul, lașul! Lașule! Deci știi că nu-mi pare rău deloc de ce s-a întâmplat. Dacă e câștigat și portabacul cu muzica... A spus și dumneavoastră la loteria epistatului? Da, da. Mai era două numere. Unul l-am pus eu și altul l-a văzut amic. S-a completat? S-a completat. A murit Franco. Dar domnule, unde este? Salutare, Nică! Salutare și frăție, Nică! De ce ești un
Ce să spun? Nu că ești frizer, dar ești galant, da? Da, e foarte galant. Da. Ai făcut și mine și prietenului mare bunătate. Deci eu o să se pune recunoscător pentru cât ai făcut pentru noi. Dar n-aveți pentru ce? Îmi pare rău datoria. Se întâmplase la mine în casă. Hai, da, Nică! Ai făcut multe pentru noi. Femeile s-a dus? Da, da, se întorc numai decât. Am regulat bine chestia. Cum? Hai să vezi. Treci în fața la pot ce așteaptă. Un fragment din 2002. Da, vedeți dumneavoastră, de fapt, o amintire tristă. În momentul când filmam la piesa asta, fuseseră doborâte turnurile gemene. Adică de fiecare dată când văd fragmente, mi-amintesc și de lucrul ăla inevitabil. Dar a trecut mult timp. Dominic Dembinski, regizorul, pot să spun și eu că tot se laudă pe la toate posturile de televiziune, mă laud și eu, a ales o distribuție extraordinară din generația noastră. Ați văzut și dumneavoastră Horațiu Mălăele, Claudiu Blönz, Mihai Constantin, George Ivașcu, mai era în piesă Emilia Popescu, Cătălina Musteață, adică pur și simplu o distribuție extraordinară și mi-a făcut foarte mare plăcere să joc în compania lor și ne-am simțit foarte bine și ce să vă spun, o distribuție cu adevărat frumoasă. Și asta pentru că se făcea la momentul respectiv teatru de televiziune. Da, se făcea. Și să știți că, după părerea mea, nu știu cât o fi costat, dar nici n-a costat foarte mult. Am filmat într-un loc, pe o casă, pe Popa Petre, parcă, sau pe Popa Rusu, nu mai știu. Și vedeți, el a găsit, Dominic aici a găsit... De ce vorbeam înainte? Parcă m-ați ghicit. A găsit... un fel de echilibru, așa ca pe lamă de cuțit între clasic, între caragialele clasic și o abordare modernă, dar nu modernistă. Modernă. A găsit echilibru perfect ca să-l aducă și în tot ce a făcut. Mare plăcere și pot să mă și laud, Dumnezeu să-l ierte, Tocilescu, după ce a văzut, eram certați și după ce a văzut piesa, mi-a spus, zice... Foarte frumos, bravo, felicitări. Și nu ne vorbeam de vreun an de zile. Și așa a fost cu atât mai mare complimentul când a venit din partea unei persoane cu care erai oarecum certat, să zic așa. Actorii nu ne certăm între noi. Avem așa mici animozități, așa, dar trecătoare. N-ai cum să te cerți cu un coleg și mai ales cu o persoană pe care o admiri din punct de vedere profesional. Dar există invidie profesională? Sigur că există. E normal să existe, dar... invidia aia profesională ar trebui să determine pe mulți la bine, adică să ajungă la valoarea colegului pe care ești invidios. Asta înseamnă, nu să ce să-i faci, să-i rupi picioarele, ce să, că n-ai cum să-i rupi picioarele ca la fotbal. Dar adică asta până la urmă reprezintă o provocare pentru tine însuți de a ajunge să fii la același nivel sau poate să-l depășești pe acel coleg sigur, eu joc și în seara asta am spectacol Dineu cu proști împreună cu Horațiu și la cât e când intri pe scenă acolo suntem prieteni așa, dar trebuie să ne luptăm acolo să vedem, nu? Mai ales că el e ai și cu cine, ai și la cine să ajungi, să aspiri, să spunem. Și atunci e frumos, e foarte frumos. De fapt e o meserie pe care o faci cu plăcere și nu o faci să te îmbogățești. Aici mulți confundă și mulți o iau pe un drum greșit încercând să se îmbogățească. Nimeni nu s-a făcut actor. Ați spus dumneavoastră de niște filme străine, să știți. În vara asta am filmat o nouă variantă a nuvelei lui Titus Popovici, Moartea lui Ipu, cu Gerard Depardieu și cu Harvey Keitel. Extraordinar! Cu care pot să vă spun că... m-am legat, am fost atât de apropiați încât făceam glume în cadru și am și dovezi pe chestia asta, dacă cineva o să spună că mint. Adică, pe lângă ei, au fost și niște actori români de mare valoare și îl numesc pe Gheorghe Visu,
pe Daniela Nane, pe Nicodim Ungureanu, pe Adina Cartianu. Dar cu ei, eu am avut așa, fiind mai deschis puțin și glumeam, adică ne ciupeam în cadru sau ne strâmbam la prim plan când erau, îi făceam glume cu Depardieu și cu... E un lucru foarte, foarte mare să ajung să faci așa ceva și sunt mândru că am făcut lucrul ăsta. Vreau să vorbim puțin mai pe larg despre colaborarea cu producători și actori din străinătate, da. Dar nu înainte de a revedea un alt fragment. De data aceasta am ales un fragment dintr-o comedie muzicală intitulată Boemii, un cuplet cu Manuela Hărăbor. Nu vreți să încetați odată? Mă plictisiți! Dacă nu pleacă domnul, să știți că plec eu! Lulu, dragă. Ce Lulu, domnule? Pentru data nu mai există nicio Lulu. De ce? Motivul? O travă dulce? Ei, nu că asta îmi place. Domnul e inconștient. Sunt inconștient pentru că te iubesc, Lulu. Aha. Domnilor, dacă aveți bunăvoința să ne lăsați o clipă singuri. Am de rezolvat o problemă urgentă cu domnul Popescu. Între patru ochi. Bine, numai o clipă. Iubire, da? Dumneata, habar n-ai ce e aia iubire. Eu? Eu nu știu ce iubirea. Lulu, dragă. Fugi, 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 iubirea nu-i așa cum crezi dumneata. Dar cum poate fi iubirea? Cum? Un drum, o dorință, un vis, o credință, un cer sau un soare, un gând sau o floare, o vorbă tăcere, un zâmbet durere. Acum înțelegi dumneata. Iubirea e tot, nu-i așa? Căcis, nu înțeleg ce dorești. Iubirea e atunci când iubești. Doi ochi, o chemare, un cântec, o mare, un zbor, o culoare, un drog, o licoare, scrisori, amețeală, un foc, o sfârșeală, răceli, aspirine, un vine, nu vine. Acum înțelegi, draga mea, iubirea e tot, nu-i așa? O, cum să-ți spun, eu acum te iubesc. Aș fi vrut ca să mă mai gândesc, ca să zic nu, 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 e prea dur, ca să spun da, 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 nu mă îndur. Eu îți zic chiar acum te iubesc. Eu nu am de ce să mă gândesc. Ți-am spus, da, 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 ai tăcut. Dacă vrei, o iau de la început. O, ce iubire cu năbădăi. Ba îmi plac, ba nu-mi plac ochii tăi. Între noi e ceva monoton. O, ce iubire cu ghinion. O, ce iubire cu năbădăi. Ba îmi plac, ba nu-mi plac. Te-a luat. Cu un cuvânt el te-a dus unde vrea. Și tot tu mai târziu ești cea rea. Eu nu prea știu ce să fac când iubesc. Eu știu că nu mai pot să trăiesc. Sunt tăcut, sunt nervos din orice. Sufăr rău și slăbesc. Pentru ce? O, ce iubire cu năbădăi. Ba nu-mi plac, ba nu-mi plac, ochii.
vreau să vă spun ceva referitor la fragmentul pe care l-am văzut acum. Țin să mulțumesc, eu sunt total, dar total afon. Și vreau să le mulțumesc pe această cale, vreau să colegului meu Mihai Bisericanu și doamnei Cepraga, care întotdeauna m-a ajutat enorm din butoane aici la dumneavoastră la televiziune să mai scot puțin din ureche. Iar ați văzut cum mă mișcam, lipseam la orele de dans în facultate. Și Demre Dulescu, Dumnezeu să-l ierte, m-a ținut o săptămână pe hol. Nu m-a primit la actorie pentru că am lipsit la dans și mi-a spus: dragă Bindea, nu te uiți, dragă, la dumneata că te mișc ca un copac. Du-te la... Observam că mă mișcam în continuare ca un copac. Adică, sigur, am avut avantajul și norocul că rezultanta a trebuit să fie comică. Și atunci... Poate cineva a zis, domnule, special a făcut așa, să ia uite ce bine a făcut. Dar așa nu era... a vrut regizorul. Da, dar nu era din neputință. Iar privind-o pe Manuela Hrăbor, dumneavoastră vă puteți închipui și ați văzut cum e, ce grijă are de toți actorii, de cei care suntem și de cei dispăruți. Ea merge la biserică. Ea s-a ocupat de sfințirea, sigur, nu a sfințit ea, bineînțeles, dar s-a ocupat de icoana Sfântului Filimon, protectorul actorilor, și face toate lucrurile astea, pomenile care, prin care trebuie să-i pomenim pe, iertați-mă repetiția, pe toți înaintașii noștri, și are grijă. Și vreau să-i mulțumesc pe această cale, revăzând-o câteodată, uităm că... Uităm că viața e trecătoare. E adevărat. Vreau să mă întorc la ceea ce discutam înainte de acest fragment, pentru că mi se pare un lucru extraordinar că actorii români ajung să joace la același nivel, poate chiar mai bine, cu actori din străinătate. De ce credeți că totuși acest lucru nu este atât de facil? De ce credeți că nu se fac chiar atât de multe filme în care să fie distribuiți și actori români? Și de ce aceștia nu au șansa să ajungă la fel de cunoscuți ca cei din străinătate? Sistemul este, să spunem, de vină. De ce? Pentru că un actor român nu este promovat pe cât ar trebui. Avem actori care joacă de mult în străinătate. Da, idol... dar sunt foarte puțini. Sunt foarte puțini. Idolul meu este Marcel Iureș, Andy Vasluianu, Dragoș Bucur, Maia Morgenstern. Unii dintre ei mai fac niște greșeli pe care n-ar trebui să le facă. Mai apar și în niște producții de alt nivel, ca să nu le zic mai rău. Ei ar trebui să-și țină ștacheta, să-și o mențină. Și atunci și în străinătate probabil vor fi chemați, dar în momentul când te amesteci cu lucruri pe care le-am făcut noi ăștia mai mărunți, actorii mai normali, mai obișnuiți, cum să vă spun, intervine și cineva, cine te vede, un regizor, un producător. Pe urmă mai există și lucrul ăsta, că noi suntem într-un fel marginalizați, nu numai ca actori, și ca fotbaliști, și ca... din cauza, eu știu, așezării, să spunem, geografice, din cauza condițiilor istorice pe care le-am Dar avut. Dar poate și din cauza faptului că nu știm să ne vindem marfa? Pentru că... Poate acum... și asta, vedeți, asta sigur că da, e adevărat ce spuneți. Nu știm să ne vindem marfa, nu știm să apreciem, nu știm să la justa valoare. La noi acum încă mai sunt relațiile de alte relații, de prietenie, de mai știu eu ce. Nu există acea apreciere adevărată pentru ceva. Și aprecierea aceea vine, n-am vrut să vorbesc de lucrul ăsta, și cu aprecierea materială. Asta contează foarte mult. Să știți, când te vinzi pe puțin, acum am observat și eu, când te vinzi pe puțin, așa ești considerat puțin.
Vrei să faci multe lucruri, dar nu, de fapt nu le faci. Dar credeți că poate fi, a te vinde pe puțin, poate fi util ca idee pentru un debutant, pentru un tânăr? Da, există o teorie că eu nu vreau să vorbesc despre mine, eu întotdeauna cât am putut am ținut la lucrul ăsta, să știți, și nu sună laudă. Dar există teoria că am pierdut foarte mult, vreo 2-3 trenuri în viața mea din cauza asta, că mi-a spus lumea, băi, zice, la început trebuie să ceri mai puțin, ca pe urmă încet, încet să ajungi să ceri. Mie mi s-a părut corect să cer de la început prețul just, prețul corect. Și am avut aici probleme în televiziune și cu Eugen Dumitru și cu Sergiu Ionescu, care probleme între ghilimele, care să știți că au fost niște persoane care au apreciat la justa valoare actorii, chemându-i, retribuindu-i pe cât trebuie, pe cât le-a permis bugetul și așa mai departe, dar nu am jucat ca la alte televiziuni pe nimic și eu țin să o spun că probabil nu mă mai interesează să mă duc sau să nu mă duc. Mulți dintre actorii pe care îi vedeți dumneavoastră în diferite producții de telenovele și mai știu eu cum, joacă pe nimic acolo, în speranța că vor apuca un rol, așa încep. Unii reușesc se apuce și pe urmă, dar nu mi se pare just în momentul când tu ești un actor cu nume și sunt enorm, exemple, nu vreau să le dau. În momentul când tu ești actor cu un nume oarecare, trebuie să-ți păstrezi numele ăla, nu să începi. Poate să spunem, poate să înceapă cineva, un student, că n-are ce să ceară studentul să spună eu sunt Anthony Quinn. Încă nu e. Dar nu credeți că și societatea, mediul în care trăim, îi împinge pe actor să facă astfel de compromisuri? Sigur că îi împinge. În momentul când tu dai unui actor, să spunem la teatru, cum suntem noi, o retribuție adevărată, cât merită, acel actor se va gândi de 2 și de 3 ori dacă să accepte sau nu un rol într-o, așa zisă, producție de televiziune, mai știu eu, dubioasă sau nu. Pentru că are strictul necesar. Eu dacă aș avea, vă spun sincer acum, să o luăm pe... Dacă aș avea acum și eu un salariu de jur, să-mi facă cineva salariu așa, să mă pună la încercare. Dacă aș avea un salariu de 1000 de euro pe lună, unde am ajuns la categoria maximă, la Teatru Național, categoria 1, să spunem după ani de muncă și așa, dacă eu aș avea 1000 acum, în momentul de față, de euro pe lună, nu m-ar mai interesa. Aș veni la emisiune cu dumneavoastră. Nu m-ar mai interesa nicio producție, pentru că eu am făcut meseria să fac teatru, în primul rând. Sunt mulți tineri în ziua de azi care vor să facă film. Bravo lor! Filme din ce în ce mai minimaliste, să le zic așa. Și sunt exemple destule. Să le facă. Să știți că filmele minimaliste sunt și cu bani minimaliști. Asta s-o spun și tuturor colegilor și tuturor celor care vor să știe. Și atunci... Pasiunea pentru teatru unde mai este? Păi aia e, pasiunea pentru teatru e la noi, că jucăm pe, vreți să vă spun suma, că nu scrie în contract că e secretă. Jucăm pe 20 de milioane de lei după nu știu câți ani, adică noi am ajuns la maximum, nu putem primi mai mult de 20 de milioane de lei pe lună. Dar nici nu le primesc 20, le primesc vreo 19. Da, din păcate situația culturii în general nu este una... Păi situația culturii nu e, pentru că ați observat și nu este una roz. Când se enumeră ministerele dintr-un guvern, se spune o să dăm la Ministerul Industriei, la Ministerul Transporturilor, pe urmă lasă la urmă Ministerul Educației, Ministerul Sănătății și altele. Cultura nici nu este numită, e trecută la și altele. Foarte rar când cineva pronunță Ministerul Culturii. O să vedeți, dacă ar face cineva o statistică, să vadă de câte ori este pronunțată sintagma Ministerul Culturii. Să vedem, să văd și eu. Și de câte poate, ori doar, poate doar la atunci când vine vorba de tăieri de buget. Da, poate atunci. Perfectă observație. Asta e bună și comică. Mi-a scăpat mie asta. Propun să revedem încă un scurt fragment de data aceasta din Marți la drum, în regia lui Sergiu Ionescu. Iubita mea, gata? Tu ce faci, pleci? Păi plec, nu? Păi nu mănânci? Nu mai am timp.
Păi, ia stai să mănânci. Lasă, dragă, iau ceva la gară, orvoar, ce mai. Cum vei? Păi azi e marți, nu? Cum naiba asta nimeni să pleci la drum tocmai marți? Ce naiba ești așa de superstițioasă, nu știi că marți am câștigat toate procesele, să poate? Nena, când te întorci? Păi azi e marți, miercuri ajung, pledez, joi să dă sentința, cel mai târziu vineri sunt acasă. Să fii sănătos. Bine. Să-mi aduci ceva bun. Ce să-ți aduc? Ce vrei tu. Bine, dar să fii cu minte, ai grijă. Tinco! Da, doamnă. Să strâng? Nu. Sunt obosită, mă, cum mai devreme. Du-te și tu acasă mai devreme. Stinge lumina. Lumina, stinge lumina. Să mă strâng. Cine e acolo? Eu, Taurica, scumpul tău iubit. Eu și de la vie mă întorc. Uite, burdușii. Ah, ce mă sperie. Ce? Te-a văzut cineva? Nu, iubirea mea, cum să mă vadă cineva? Uite, chiar l-am văzut pe soțiorul tău. Tâmpițel, cum pleca așa cu minte, cu valijoara, i-a dat papucii? Are un proces la Caracal. La Caracal, de nimic, Caracal. De unde vii tu burdușit așa? De unde am vândut via la Ploiești? Dai, pupă-mă. Lasă, pupă-mă. Că avem noi timp de pupături. Nu? Lasă. Domnul lui vine abia vineri. Vii? Și ce facem noi? Până vine. Ce facem noi? Atenție, dezechipa! Rea! Ascultă, comandare, bine, soldat! Da! Culcat! Culcat! Ura! Da. Oh, ce bine că stai până vine. Stau până când vrei tu. Da. Oana, deschide, eu sunt Nae. Eu pe unde ești? Pe fereastră. Nu, că Nae n-a sunat cu el. Și? Îndură. Sigur că îndură. Deschide, dragă, n-auzi. Ba, da. Nu-mi găsesc papucii. Nu știu unde i-am pus. I-ai pe-ai mei. Da, imediat, acum. Hai, dragă, mai repede. Dragă, dar ce-i cu tine în toată nopții? Ce să fie, dragă, ce să fie? Ce să fie? A deraiat trenul, asta e. Ce ghinion a furisit. Ți-am spus eu să nu pleci marțea la drum. N-aprinde lumina! Oh, mă doare capul îngrozitor și nu suport lumina. Ascultă, tot ești îmbrăcat. Dă o fugă până la farmacie și am ceva de cap. Și niște picături de valeriană. Unde să mă duc, dragă, la farmacie la ora asta? Unde să mă duc? Unde să mă duc? Noroc cu farmacistul, că l-am client într-un proces. Altfel, cine mi-ar deschide la ora asta? Oh, Doamne. Aurica, ieși! Până nu s-a întâmplat o nenorocire. Da. Dacă o dă cu ochii de tine, praf nu face. Porumbica mea, te iubesc. Așa e. Așteptă! Aurica! Ia! Cine? Eu sunt Nae, Nene Grigoriule. Nene Grigoriule,
Dăm ceva să-i fie de cap nevestimii, te rog frumos, că are o migrenă îngrozitoare. Iartă-mă că te deranjez la ora asta. Nicio problemă, nicio problemă. Iartă-mă că nu îndrăzneam dacă... Ia o folie de aspirină și picături de valeriană. Așa, așa mi-a spus. Noapte bună. Cu să-ți plătesc cât costă, nu? Nu, mă scădesc din onorar. Nu, plătesc pe loc, pe loc. E bine, 30 de lei. Da. Dar ce-ați pățit? N-aveți bani la dumneavoastră? Ba da, nene Grigoriule, dar cred că am prea mulți. Cât costă? 30 de lei. Poftim? Păstrează restul! E mult prea mult. Astăzi am avut un proces, mi-a mers foarte bine, mie marțea merge bine. Noapte bună! Noapte bună! Iubito, uite medicamente. Mersi. Și ce e aici? Arăcă ce-o buzunat. Ia uite. Ia uite. Ce să mai... E trânciul lui frate meu și l-o fi uitat din greșeală. Și e și cam soios, să știi că-l dau la curățat. Da? Dar ai grijă să fie gata luni, că marți plec chiar la drum. Știi că mie marțea merge foarte bine. Și-o iau și pe Tinca cu mine să mă redacteze. Ce vă spuneam de Daniela Nane, ea mi-a fost în o perioadă mai scurtă, așa, și studentă. Am fost asistent la clasa domnului profesor Mircea Albulescu și am lucrat la Caragiale, la examenul de Caragiale cu ea. Și acum vreau să vă spun că, apropo de Depardieu și de Keitel, a făcut o impresie Daniela Nane excepțională. Excepțională, pot să vă spun. Profit de ocazie pentru a anunța concursul emisiunii noastre, cam fiecare săptămână. De data aceasta avem un volum cu totul și cu totul special, care vă lansează dumneavoastră, cititorilor, o provocare. Ce s-ar întâmpla dacă ne-am trezi brusc fără propriile noastre amintiri, dacă am uita cum ne cheamă, cine suntem, de unde venim și mai ales pe cine iubim? Este un volum oferit de editura 3, semnat S.J. Watson și se numește Înainte să adorm. Tot ceea ce trebuie să faceți este să trimiteți un e-mail pe adresa emisiunii noastre din arhiva tvr@tvr.ro, să specificați subiectul concurs și să vă lăsați toate datele dumneavoastră de identificare, iar noi, prin tragere la sorție, vom stabili ca câștigătorul. Acesta va fi anunțat pe blogul emisiunii noastre www.dinarhivatvr.wordpress.com. Pentru că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. O singură întrebare mai am legată de tânăra generație de actori și ne-ți spuneați pe parcursul ediției de astăzi despre idoli. Mai are tânăra generație astăzi idoli și modele de la care să învețe? Din păcate, și îmi pare rău că spun lucrul ăsta, în diferite interviuri am auzit foarte mulți colegi de-ai mei mai tineri, care nu neapărat și actori, dar și cântăreți și, eu știu, muzicieni, mulți dintre ei spun că nu au idoli, nu au, adică ei s-au născut deștepți. Ei n-au pe cine să admire, ei se admiră pe ei înșiși. Și atunci mă deranjează foarte mult. Eu vreau să vă spun că nu vreau să fac paradă și de nimic, dar eu, oricât aș putea ajunge eu de mare și mi-aș dori să ajung de mare, n-am să ajung niciodată la nivelul profesorilor mei. Eu așa consider. Și îmi place să cred lucrul ăsta. Și vedeți, dumneavoastră, am avut puțin noroc în carieră. Parcă acum, de câțiva ani, am întâlnit o persoană care are grijă și de mine, să spun așa, între ghilimele, căruia îi mulțumesc foarte mult pe această cale. Este vorba de Adrian Lustig,
care îmi scrie texte. Adică domnul Lustig m-a găsit pe mine așa, i-a plăcut de mine și a început să-mi scrie texte. Și lucrăm și am lucrat foarte mult împreună. De asta vă spun, a găsit pe cineva. Pur și simplu, la întâmplare. Eu am beneficiat acum de lucrul ăsta. Așa și actorii tineri. Ei ar trebui să să aibă un ajutor, dar în același timp să creadă în cineva. Eu i-am spus așa, Adrian, vreau să-mi scrii, vreau să fac ca Toma Caragiu. Și nu mi-e rușine să spun lucrul ăsta. Adică vreau să interpretez niște momente ca Toma Caragiu. N-am să pot niciodată, dar în genul ăla, în stilul acela. Nu vreau să fac ca, nu vreau să dau nume, mă și jenez să dau nume. Din ce avem noi acum în jurul nostru și la alte televiziuni. Și aș vrea să fac o recomandare, dacă îmi permiteți, și televiziunii române. Cu mare drag! Să nu mai caute să copieze emisiuni comerciale de la alte televiziuni. Frumusețea și bucuria noastră ca telespectatori este să urmărim această televiziune curată, care ne aduce lucruri frumoase, și să uităm de rating cu orice preț. Pentru că ratingul și o persoană, dacă se uită, și o persoană care îi face plăcere să urmărească o emisiune, e suficient. Să știți că e suficient. Să bucuri un singur om pe lumea asta, dacă îl bucuri cu adevărat. O recomandare cum nu se poate mai potrivită. Să sperăm că și reușim să o punem în practică. Să sperăm, măcar să credem în lucrul ăsta. Oricum trebuie să credem în lucruri frumoase. Sigur, sigur, sigur. Vreau să vă spun și o spun cu toată sinceritatea că mi-a făcut o deosebită plăcere emisiunea asta și am mai participat la emisiuni în care am fost confundat cu alți colegi de-ai mei. Eu glumesc acum și o iau în glumă. Nu este niciun reproș, să știți, glumesc. Dar este o emisiune care mi-a făcut mare plăcere. Și nouă, și trebuie să vă mulțumim că ați acceptat invitația și trebuie să ne promiteți că veți reveni. Cu mare plăcere. Arhiva Televiziunii Române este plină de fragmente care abia așteaptă să fie difuzate. Sperăm să o mai, cât de cât să o mai îmbogățim. Și eu vă mulțumesc, dragii mei, că ați rămas alături de mine și de invitatul meu și vă invit și sâmbătă de la aceeași oră. Până atunci, să aveți o săptămână cât mai plăcută și nu uitați, puteți să ne scrieți pe adresa emisiunii noastre din arhiva tvr@rontvr.ro. Așteptăm!